După ani de zile de studiu intens, studenții calificați stau pe bară. Încrezători, tinerii abia ieșiți de pe băncile facultății urmează cursuri de recalificare, ori aleg drumul străinătății. Pentru ce ai venit să-ți depui actele? Bănuiesc că-ți cauți un loc de muncă. Nu, pentru somaj. Dar așa, dacă ai găsi un loc de muncă, la ce salariu te aștepți așa pentru început? 15 milioane. Sau 20. Ai mulțumit și cu mai puțin? Da. Astfel, numărul șomerilor a crescut uimitor. Avem resurse, dar nu le exploatăm. Avem oameni, dar îi refuzăm. Soluția? Îi trimitem în șomaj.